Înainte de a începe studiul din Marcu, la experiența aceasta care am avut-o cu fratele Iuliu acum, vreau să citesc două versuri sau trei din Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Pentru noi nu e important programul, încadrarea în program, frate iubiată. E important să locuim împreună și nu numai să fim aici împreună, ci este important ca toți să avem contribuția, să fim activi, să fim trești, să fim vegheatori, să fim lucrători și așa mai departe. Și cred că în felul acesta avem binecuvântările de care vorbește psalmistul în Psalmul 133. Deci suntem la Marcu, capitolul 15. Și acest lucru, acest capitol este urmarea a ceea ce am studiat în studii de precedente. Este o continuare acestei judecăți a unui neprihănit la care nu i s-a găsit nicio vină. Și ne aducem aminte că atunci când a fost dus în fața Sinedriului, preoții cei mai de seamă au încercat să găsească tot felul de martori mincinoși și n-au putut, cu toată voința lor, n-au putut să găsească nicio vină, pentru că martorii aceia se contraziceau unii pe alții. Și măcar în asta a fost de corect, că dacă martorii s-au contrazis, n-au putut să-l judece. Interesant că n-au putut să-l judece, să-l acuze, nici pe baza faptului că el a zis, după declarația unor martori, că se dărâme templul și el îl va rezidi în 3 zile. Și acolo martorii, probabil unii martori au citat corect ce a zis Iisus și nu l-au putut acuza nici pe această bază. Și atunci marele preot l-a întrebat dacă El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru Iisus l-a afirmat și mai înainte, de mai multe ori, și l-a afirmat și de data aceasta, și acum, pe această declarație, ei au crezut că au suficiente motive ca să îl acuze, să-l ducă mai departe, și este dus înaintea lui Pilat. Aș vrea să vă întreb dacă studiul din duminica trecută, condus de fratele Petrică, v-a plăcut, faptul acela de a merge și în celelalte evanghelii, să vedem cum se completează unele pe altele, dacă vreți să continuăm așa, sau ne mărginim doar la Marcu. Sora Paulie zice că e o idee bună. Cercetăm toate lumea. Deci, în cazul acesta,
va fi mai mult de citit și credem că va fi spre folosul tuturor. Deci, citim din Marcu, mai întâi, capitolul 15, până la versetul 20. Cum s-a obișnuit? Surorile să citească? Frații. Frații? Frate Paul, vrei tu să citești? Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și preoții cei mai de seamă îl întâlneau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite, de câte lucruri te îndimuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care l-a mirat pe Pilat. La fiecare prasnic al Paștelor, Pilat se obozea un întemnițat pe care îl cereau ei. Întemniț era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răzbunare. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna. Pilat le-a răspuns, voiți să vă slobot pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațițat pe Norodul să ceară lui Pilat să le slobodă mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? I-au strigat din nou, răstignește-l. Dar ce rău am făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare, răstignește-l. Pilat a pus să facă un plac cu Norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar Iisus, după ce a pus să-l bată prin ele, le-a dat să fie răstignit. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au privit-o cu unul de spini, au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze, să zică pe Crăciune împăratul iudeilor și loveau în cap o trestie, îi scuipau, genuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Da, mulțumesc, frate Paul. Avem nevoie de un cititor din Matei. Matei va fi capitolul 27. Și citim cine? Alin, vrei tu să citim? Să citim din 27, primele două versete, sărim peste căința și moartea lui Iuda. 27, primele două versete, și apoi citim de la 11 la 31 aici. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au adus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pop. Iisus a înfățișat înaintea dregătorului, dregătorul l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștilor, dregătorul avea obicei să slobadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voi să îl slobod? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaunul la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui.
Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voiți să vi-l slobod? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei a început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-a ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestea. Treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Da, mulțumim. Frate Alin și probabil toți din adunare putem participa. Dacă am văzut ceva deosebire între relatarea din Matei și cea din Marcu. În primul rând, aparcă, dacă bine am văzut, imaginea cu soția, nu apare în Marcu, și este o imagine interesantă în care soția îi spune să nu aibă de-a face nimic cu acest om drept din cauza suferinței ei din vis legat de Domnul Iisus. Deci, în rest, cred că e destul de... sunt aproape identice cele două relatări. Probabil mai este o deosebire cu spălatul lui și că sângele se cade asupra noastră și asupra copilor. Probabil am scapă la casă, nu cred că e amintită în mare acum. Deci cumva Matei pare să fie mai complet. Un pic mai complet. Interesant că ceilalți, o să vedem că ar fi și mai multe detalii. Ne ducem la Luca 23. Și ar putea și surorile să citească, dacă nu știu cine are Biblie, cine nu. Frate Sandu. Este acolo, de acolo. Oh, de aici? De acolo. Da. Frate Sandu, de data asta. Poți să citești tu? Deci, Luca 23, până la, de la 1 până la 25. Luca 23 cu 1. S-au sculat toți și au dus pe Iisus. Numai o secundă. Să încercăm să fim atenți să vedem care, ce elemente aduce Luca în plus. Să le putem remarca. Deci s-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l părăsească și să zică, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind aplătiviri cezarului și zicând că el este Hristosul împăratul. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune.
I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârâau cu înfierbântare. Irod, fosta și lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat, cu deamănuntul înaintea voastră nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile de care îl pârâți. Nici Irod nu l-a găsit, nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștilor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas, la moarte cu omul acesta, sloboade-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat, răstignește, răstignește. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drum. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților, celor mai de seamă, au biruit. Pilat a hotărât să li se îndeplinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Mulțumim, frate Sandu. Aici apare pentru prima dată Irod în Evanghelia după Luca, ceea ce ne spune că Pilat deja era dregător, nu și peste Galileea, numai peste Ierusalim și Iudeea. Da, în Galileea era Irod, dar întâmplător fiind Irod în Ierusalim, pentru că era marele praznic de Paște, atunci a zis, hai să-l trimit la Irod, pentru că este galilean, să vedem Irod ce zice. Nici Irod nu a găsit nicio vină și l-a trimis înapoi la Pilat. A vrut să scape de responsabilitate, probabil. A vrut să scape de responsabilitate și aici apare încă o întrebare. Apare apoi, în plus, față de ceilalți, apare bătaia. Ca să totuși se vadă, Irod a fost un om destul de controversat, deși făcea mult rău evreilor. Le-a luat covoara din templu, a adus imagini cu Cezar, ceea ce era împotriva a ceea ce știau evreii. Îi punea să-i bată și îi schingea și cu toate acestea vedem că dintr-o dată evreii s-au dus să, ca Pilat să le rezolve ceea ce aveau ei de rezolvat, adică să-l omoare pe Iisus. Și ne întrebăm cu toții, de ce s-au dus la Pilat și erau atât de slugani, deci acum în față de Pilat? Și răspunsul este foarte clar, pentru că voiau cu orice preț să-l omoare pe Iisus pentru a-și salva casta sau partida lor. Și deci apare Irod, apare bătaia, cam... Și nu voiau să se întineze cu moartea asta, deși n-au scăpat de ea. Nu putea, normal, evreii nu-l puteau omorâ pe Iisus. Asta nu puteau, că nu le dădea dreptul legea. Numai romanii puteau să-l omoare. Cu ceea ce îl învinuiau ei. Era totul fals. Pentru că nici nu a îndemnat la răscoală. S-a numit împărat al iudeilor, dar numai sub mina Romei putea el să fie împărat. Nu putea el să domnească cu împărat cu autoritate, fără ca Roma să îi dea voie. Cam atât. Mulțumesc, frate. Sandu,
Mai este un comentariu la această citire? Credeți că putem trece la Ioan? Nu știu dacă se poate comenta acum de cele de trei ori Ivo tot vrea să-l scoată de vinovat pe Domnul și mintea mintea mea a mers la faptul că trebuia să cerceteze în el, să nu aibă niciun cusur. Și așa cum să le avea aici faptul că oricât de mult s-o străduit ei să treacă Domnul de o vină, nu au găsit. Iar interesant că, deci Luca menționează prima dată de trei ori. Trecem la Ioan, capitolul 18. Începând de la versetul 28. Și apoi vom continua și din capitolul 19. Până la, în acea zonă, până la versetul 16. Deci, o soră care vrea să citească, care se oferă să citească? Eu mă ofer. Ok, sorare, nu? Deci, împărțim în două, că e mai lungă citirea. Tu citești versetul 18, capitolul 18, începând de la versetul 28, și o altă soră să citească capitolul 19 până la versetul 16. Da. A ajuns pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștile. Pilat deja a ieșit afară la ei și le-a zis: ce plăți aduceți împotriva omului acestuia? Le răspuns ei, i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta, sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar, fiindcă voi aveți obicei să vă slobăt pe cineva de Paști, vrei să vă slobăt pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Mulțumesc. O altă soră? Da. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu mână de spini, i-au pus-o pe cap și au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Și le dădeau palme. Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cu mână de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit, preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige: răstignește-l! Răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaie de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu?
Dar Iisus nu a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu vorbești. Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un și mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit Fardosit cu pietre, iar în ebreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Mulțumim. Deci, din nou, surorile și frații, cred că am observat cu toții că aceasta este cea mai detaliată relatare. Și dacă cine vrea să menționeze ce am găsit în plus, fratele Paul? Numai două sintagme care răsună peste secole, ce este adevărul și ecce homo. Sau iată omul. Sunt niște lucruri importante care un păgân le-a văzut și astea trebuie să fac discuții mai mari. Apar pe două elemente. Spun evreii, zice, nouă nu ne-ai îngăduit de lege să omori pe mine. Iar în celălalt, la a doua confruntare de evreii, spune că după legea noastră trebuia să moară. Dar ei nu au făcut o treabă asta. De ce nu au făcut-o ei? Că în alte împrejurări au murit cu pietre diferiți. Și acum, rămâne întrebare pentru discuție, frate Nicu. Deci, altceva, ce este nou în această relatare față de celelalte? Să amintim? Surorile care au citit, ați reținut ceva? Frate, nu se dă timpul mai clar, probabil. Sau, poate că greșesc eu, dați și cu orele. Da, da. Deci, menționez două lucruri, menționez și eu două lucruri. În prima parte, celelalte evanghelii terminau foarte, foarte scurt. Ești împăratul iudeilor? Da, sunt. Pe când aici avem o relatare mai lungă, pe lângă ceea ce s-au amintit deja, Pilat îl întreabă de la tine, Iisus îl întreabă pe Pilat, de la tine însuți zici tu lucrul acesta, sau ți l-au spus alții? Și apoi continuă, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat, ca să nu fi dat în mâinile iudeilor. Și acest comentariu, când Pilat îl întreabă, atunci un împărat tot ești? Iisus a răspuns, da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta am născut și am venit în lume. Deci e mult mai. Credem că a fost, tot procesul acesta a fost mult mai scurt. Nici Ioan nu cred că ne-l dă tot. Nu ne-l dă tot de detalii. Din partea a doua, din capitolul 19, avem această problemă care a ridicat-o fratele Nicu și apoi Irod îl întreabă, de unde ești tu? Iisus nu i-a dat niciun răspuns. În celelalte evanghelii
acest fapt că la un moment dat Iisus nu mai dă niciun răspuns, apare, dar nu ne spune despre această întrebare, de unde ești tu? Și apoi Pilat i-a zis, mie nu vorbești, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul? Și Iisus răspunde, n-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu te-ar fi fost dată de sus. Deci, în rest, este același scenariu, cu aceeași, frate Ionica? Am vrut să-mi amintesc că ceea ce a înclinat balanța spre a omorâ pe Iisus a fost că ei au reușit oarecum să găsească un punct în care Pilat să nu mai ezite la omorâ. El se face împărat și noi n-avem împărat, numai pe unul, pe cetate. Și atunci Pilat aștept că aici el e prins și nu poate să mai ocolească sentința lui. Și ea s-a așezat să-l judece atunci. Interesant e, Pilat a avut două motive de frică în textul acesta, când a auzit că el este Fiul lui Dumnezeu și că vine din alte sfere, zice că Pilat a fost frică. Și a doua oară, motivul pentru a amintit de fratele Nelu, a fost prins între două pietre de moară. După relatarea unora, Pilat nu locuia în Ierusalim. El locuia în Cezarea. El venea numai la evenimente mari în Ierusalim, cum era acum Paștele, ca să oprească oarecare răsfoală sau alte evenimente care se puteau întâmpla. Deci era oarecum, pentru el, nu știa tot ce se derulase între timp la Ierusalim cu Iisus. Intrarea pentru ieșirea din templu și tot ceea ce a plătinit. Ceea ce observăm noi, că evrei urau stăpânirea romană și ce așteptau Mesia ca să îi elibereze și acum, din contră, ei spun că noi nu avem împărat decât pe Cezarul, iar tu, dacă nu îl răstignești pe acest om, nu mai ești tu prietenul Cezarului. Și normal că i-a creat o frică lui Pilat de o răscoală, de o turbulență mare în Ierusalim. Și atunci a zis, da, se pare că mai avem vreo 4 minute. Să încercăm să adresăm întrebarea fratelui Nicu și probabil că eventuale alte gânduri o să rămân pentru data viitoare. Acum, din loc pentru comentarii, pentru întrebări, fratele meu. Ca să răspund, dar nu știu dacă îți pot urma la întrebare. Evreii puteau să-l omoare cu pietre, dar Scriptura zice că blestemat este cel ce este atârnat pe lemn. Și această Scriptură nu s-ar fi îndeplinit dacă îl omorau ei cu pietre. Și așa o rânduit Dumnezeu ca lucrul acesta să meargă până în final, ca să fie Domnul omorât pe lemn. Și aceasta a făcut o romană. Da, este parcă și Domnul Iisus parcă profeția că așa cum Moise a înălțat șarpele pustiu, așa va fi Fiul omului pus pe înălțat pe. Da. Sora Elena. Ce am mai vrut să zic este că așa cum au înălțat de Ionită, ei ar fi putut să-l omoare și au încercat să-l omoare de multe ori. Câte dată Domnul și scăpa ca să nu omoare. Domnul se întreba dacă nu se oprește la templu și îmi spune că vremea lui încă nu a sosit. De data aceasta însă, vremea pentru Domnul a sosit. Domnul, cred că Domnul trebuia să fie sacrificat de Paște. Deci, în jurul acestei sărbători, ca să se poată schimba Paște de veche. Sigur că și Pilat s-a sesizat faptul că vor să scape din el prin mâinile romanilor. De-aia au și venit cu apă și s-a spălat. Dar evreii au vrut să scape din el, să prindă cumva cu pleștele. Dar Apostolul Petru, în fapte Apostolului, spune că voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Deci, practic, toți ei au fost pe care l-au omorât.
Mai este vreun gând scurt? Ia, deci, nu sigur dacă a avut ceva, faptul că ei nu au putut să-l omoare de data aceasta, eu nu cred că s-au uitat așa mult la profeție, că bă, nu putem să-l omorăm ca să împlinim profeția, dar a fost ceva care i-a oprit și mă gândesc, nu sigur, dacă nu a fost cumva tocmai legea romană, sub legea romană, romanii trebuia să facă judecata și nu mai erau voie ca ei să-și facă legea lor, sau dacă are de-a face cu faptul că erau în ziua pregătirii Paștelor, când era foarte aproape. Probabil ceva a fost în genul acesta, că ei o considerau că nu pot să facă acest lucru. Probabil că mai înainte de, dacă l-ar fi aprins și dacă ar fi avut motive, ar fi făcut-o ei. Un gând aș mai da. Voi știți că de multe ori vroiau, și asta și cu Ioan se întâmpla, când Domnul Iisus i-a întrebat despre Ioan de la cine vine, și ei nu puteau să zică nici că e de la Dumnezeu și nici că nu e de la Dumnezeu, că sărea poporul pe ei. Probabil tot aceeași imagine trebuia să fie și cu Domnul Iisus. Ioan nici el n-a putut fi omorât de ei. Ei erau împotriva lui Ioan. Nu-l puteau omorâ. Trebuia să-l omoare cineva din afară. Așa cum am te-aș face Nelu în lecție. Cineva din afară trebuie să vină să persecute biserica. Nu se poate chiar ca creștinul să persecute creștinul. Dar neoficial așa se întâmplă. Cred că ăsta s-ar putea să fie un motiv. Pentru că ei totdeauna s-au temut de norode. Și din cauza asta, nu știu ce vrei să zici, frate Paul, nu este timp acum, dar practic creștinii au persecutat pe creștini. Dacă veți considera, frate Sandor. Este mult cum au venit asupra evreilor, nu a romanilor. Deși erau sub Imperiul Roman, romanii n-au cerut acesta să fie desemnul asupra copiilor lor. Când evreii au cerut acest lucru. Adică au mărturisit să cadă sângele de asupra poporului. Da, pentru că zice așa, deci a fost judecat, a fost dat la moarte prin mâna celor fără de lege și dacă nu au avut lege, nu au fost atât de vinovat. Sunt probabil multe lucruri care rămân pentru data viitoare. Am citit mai mult, textul mai lung, ca să prindem toată pictura asta, n-am citit, nu l-am tăiat în două. Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să medităm la acest lucru și probabil că putem și noi să învățăm, deși ne-am fost acolo, deși nu mai suntem în situații de acele, dar ne amintim de expresia pe care Apostolul Pavel o zice că cu lacrimi, trebuie să spun, cam așa zice el, că unii dintre voi se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Nu cumva să fim și noi dintre aceia, nu cumva să strigăm și noi parte cu El, să poate, probabil, right? Nu știu cum să zic, într-un fel metaforic, cred că în timpurile noastre, foarte mulți creștini strigă la moarte cu El. Mulțumesc! Domnul să vină în